Selecționerul Anghel Iordănescu a sunat adunarea la echipa națională de fotbal a României. Este vorba însă doar despre chemarea fotbaliștilor din campionatul intern, care în perioada 25 ianuarie-6 februarie vor efectua un stagiu de pregătire în Antalya, Turcia, sub comanda stafului primei reprezentative. Iordănescu a convocat 25 de jucători din Liga 1 a României, delegația plecând spre Turcia luni 25 ianuarie la ora 10:30 de pe aeroportul Aricoandă, din lot făcând parte și doi vâlceni. Programul meciurilor de pregătire din Antalya nu a fost încă anunțat de Federația Română de Fotbal. Dacă în cazul lui Bogdan Vătăjelu nu este prima convocare la prima reprezentativă, surpriza plăcută vine de la Adi Păun, chemat în premieră de Iordănescu la prima reprezentativă. În cantonamentul din Turcia, Vătăjelu se va pregăti alături de colegii săi din apărare din campionatul intern cu experiență, Paul Pap de la Steaua, Cristi Săpunaru de la Panturii Târgu Jiu sau Valerica Găman de la Astra, în timp ce linia de atac pe care se bazează Iordănescu are în centrul atenției, pe lângă drăgășeneanul Păun, pe experimentații Budescu, Alibec sau Hora, dar și pe tânărul Rotariu de la Dinamo.